Cum sunt o tavă întreagă de Kinder Maxi King, cu blat crocant de napolitană, ciocolată cu alune și cel mai delicios sos de caramel. Înțeleg acum de ce mi-ați cerut cu toții această rețetă. Primul strat e cel mai simplu, folosim o foaie de napolitană peste care adăugăm un strat de ciocolată topită. Așa va rămâne crocantă. Pentru caramel topim zahărul la foc mic, adăugăm smântână lichidă fierbinte și la sfârșit un cup de unt rece. Așa obții cel mai fin sos de caramel. Pentru crema de lapte batem brânza mascarpone împreună cu zahărul pudră și puțină gelatină. Pregătim un bol de frișcă și îmbinăm cele două compoziții până obținem o cremă aerată de lapte absolut delicioasă. Pentru glazură folosim ciocolată semidulce, turnăm smântână lichidă fierbinte peste și amestecăm până obținem un ganaș de ciocolată lucios. Adăugăm și alune de pădure mărunțite și ne apucăm de asamblat prăjitura. Peste napolitană turnăm jumătate din crema de lapte, în mijloc adăugăm sosul de caramel și îl acoperim cu restul de spumă de lapte. Iar după ce s-a setat în frigider, glazurăm cu ganașul de ciocolată cu alune. Și dacă ai rămas până la sfârșit, meriți o felie generoasă de Kinder Maxi King. Poftă mare!